3, 2, 1, 0. La începutul lunii octombrie se lucrează la iluminatul pentru sărbătorile de iarnă în orașul Mioveni. În fiecare an, la începutul lunii decembrie, locuitorii din Mioveni îl așteaptă pe Moș Nicolae într-un cadru festiv, pregătit pentru sărbătoare. Pe lângă bradul de Crăciun, argeșenii se vor bucura și de figurine, plase și tuneluri luminoase.